Ellen White, Pionierii Adventiști și Sabatul Lunar. Mesajul la Odicean este o avertizare chiar din cer, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Apocalipsa 3 cu 16 și 17. Noua lumină nu este dată niciodată celor care simt că ei știu tot ce este necesar pentru mântuire. Chiar pionierii au recunoscut că s-au complăcut în mulțumire de sine și de aceea nu au mai primit o altă lumină. Cu toate acestea, o nouă lumină nu înseamnă că este o eroare în mod implicit. Cei care se agață de vechile obiceiuri și erori au pierdut din vedere faptul că lumina este în continuă creștere pe calea tuturor celor care îl urmează pe Iahușua. Adevărul se dezvăluie în continuu înaintea poporului lui Dumnezeu. Noi trebuie să avansăm continuu dacă îl urmăm pe conducătorul nostru. Atunci când umblăm în lumina care strălucește peste noi, și ascultăm de adevărul făcut pe înțelesul nostru, primim o lumină mai mare. Nu putem să avem o scuză ca scuză acceptarea exclusivă a luminii pe care părinții noștri au primit-o în urmă cu 100 de ani. Dacă părinții noștri, temători de Dumnezeu, ar fi văzut ceea ce vedem noi și ar fi auzit ce am auzit noi, ei ar fi acceptat lumina și ar fi umblat în ea. Dacă dorim să imităm fidelitatea lor, trebuie să primim adevărurile deschise pentru noi, așa cum ei le-au primit pe cele care le-au fost prezentate, noi trebuie să facem ce ar fi făcut ei dacă ar fi trăit în zilele noastre. Ellen White, Schițe istorice, pagina 197. Fie ca toți cei care doresc adevărul să ia aminte la acest avertisment solemn scris de pana inspirată.